20.000 de euro pentru ca Tony Blair să vină în România, ca să-l întâlnească pe președintele PSD. Acestea sunt cele 6 fotografii cu care Liviu Dragnea face senzație pe internet. Presa americană scrie că prânzurile și cinele organizate de comisia prezidențială ar avea tarife care pornesc de la 250.000 de dolari și pot ajunge până la 1 milion de dolari. Alo? Alo, da? Da, domnul Liviu, da, se poate, suntem aici conectați, domne, suntem, păi, da, nu vedeți ce situație externă complicată, încălcită, înodată, dar da, ce vă zic eu, dumneavoastră, că le știți mult mai bine decât mine. Așa, da, unde doriți? La doamna Angela. Păi, nu știu dacă vreți doar să vorbiți la telefon cu dânsa sau știți prețul, 25.000 de euro cu reducere, vă scot acolo la 20.000, o convorbire telefonică de 3 minute și... Oh, serios? Întâlnire, domne, pe viu la Berlin? Banii nu sunt o problemă, am înțeles. Nu, imediat dau și eu niște telefoane. Da, revin, imediat, domnul Liviu. Imediat, da. Friedrich, dragul meu, guten Tag, Friedrich. Ce mai faci, cum mai merge? Fii atent, coane, fă și mie rost de 2 minute la tanti Angela. Da, pentru Dragnea. Ți-am zis că o să sune ăștia. Păi au bulibășii, mă, tot. Au făcut varză tot. Justiție, fiscalitate. Plâng oamenii după măririle de salarii. Ce vorbe, e jale în țară. Te rog eu mult, deci vreau un pachet ăsta standard cu să râdă puțin tanti Angela, să-i strângă mâna lui Liviu și două poze și atât. Nu, fără selfie, că e scump. 21 decembrie, seara, la 10. E ok. Cât? 100.000 de euro. Da, bun, bine, batem palma. Hai, te pup, Friedrich, trecem în calendar. Da, mă, da, Dragnea, îți trimit eu o copie după buletin, mă, să-l lase aia la intrare. Da, mă, ăla cu mustață. Da, hai, pa. Alo, domnul Liviu, greu de tot, domne. Ar fi cică o fereastră undeva într-o seară, dar mi-a zis un preț de ăsta porcos, 200.000 de euro, pachet standard, 2 poze, fără selfie, nu e. Am refuzat din start, e mult, domne. Să accept? Bun, trimit nota la partid? La guvern? Ok, plătește domnul. Bine, acum, cum să nu, mie să nu fi ocupat ăsta locul, da? Acu sun și revin. Alo, domnul Liviu, gata, domne, felicitări, vă vedeți cu doamna Merkel. Bravo, felicitări încă o dată, da, trimit programul, tot, va fi un succes, domne, o mare realizare. Numai bine, da, mândru că sunt, cum să nu, da. Alo, da, să trăiți, domn președinte, ordin. Cum? În noiembrie la Casa Albă. Așa din scurt, domn președinte, așa din scurt. Știți foarte bine ce implică asta, domne, ce costuri, ce nebunie, ce... Am înțeles. Cumpărăm câte rachete trebuie, păi da. Lăsați-mă, dau 2 telefoane, domn președinte. Revin, cum să nu, da. Alo? Da, domnul Dragnea, da, păi... Cum? În noiembrie la Casa Albă. Doi, dar e din scurt, e... Nu, și trei vorbi sus de tot, domnul Dragnea, sus, peste Donald, ca să zic așa, nici nu... Cât despre costuri, nu mă pot gândi că pierd cirul zerourilor. Am înțeles, banii nu sunt o problemă, dăm de la apărare. Ok, haideți, dau un telefon, da? Vă rog, acu, imediat, revin.
John, hello, bunul meu prieten, how do do do? Salutări soției, da, ai primit cadoul meu? Cu mare plăcere, cu mare plăcere. Da, cu o rugăminte te sun, e grav, crede-mă, dar e cu 6-0-uri treaba. Fii atent ce vreau. O întâlnire, un pachet pentru un cuplu... Un cuplu de lideri din România. Poze, zâmbete, dacă îi scoate puțin și pun grădină, ar fi genial. 2 milioane? Hai mă, 1,5, să fie toată lumea fericită. Așa mă, 1,800. Te pupă fratele tău, păi da, bradăre. Și 25 de rachete Patriot. E să înțelege, normal, păi de acolo plecăm discuție, ești nebun. Da, domne, da, hai noroc. Alo? Să trăiți, domn președinte, nu se poate, îmi pare rău, dar în noiembrie e imposibil, am vorbit cu Donald. Vă jur, cu Donald! Am intervenit și la doamna Melania să-l convingă. El ci că vrea, dar n-are când, e totul ocupat. E... Mă rog, el tot o ținea că să vă vedeți în trei, că mai vine cineva, nu știu cine, tot de aici, de până est, un lider de-asta minor, poze, tot ce trebuie, da. I-a zis că nu se poate, plus că era un preț, vă zic, mi s-au muiat gladiolele, domne. Cum? Merge așa? Păi bun, stați să vă zic prețul. 2,5 milioane de coco. Da, a scos-o la 2 milioane. Și 25 de patriote, se știe. Rachete, da, domn președinte. Ah, ok, gata, o facem. Nu e, trimit factura imediat. Să trăiți, să trăiți. Respecte, salutări lui doamna Carmen. Sănătate, sănătate. Alo? Da, domnul Liviu. Nu, e imposibil. Acum am închis cu americanii. Nu, nu, nu. Mi-a zis domnul Donald să vă transmit salutări, ci că e nebunie, totul ocupat. A, mă rog, avea ceva acolo, o întâlnire în trei cu un alt lider din Est, cineva minor, nu știu cine, poze, tot ce trebuie, dar un preț de vă spun, mi s-a omuiat genunchi, domne, am refuzat 2,5 milioane de coco, am scos-o la două, da, am negociat așa, din instinct, și 25 de rachete de-ale lor și... Păi și așa ne trebuie rachetele, asta am zis și eu. Păi dacă să dăm banii să-i trimitem pe copii la școală, domne, apoi să facă figuri la vot când să fac mari. Deci, iau, da, să trăiți, cumpăr, cum să nu, da, e perfect, să trăiți numai bine. Bună ziua. Da, domnule, bună ziua. Despre ce e vorba? Băi, dacă ești de la fisc, să știi că am dat ce era de dat mai sus de tine, nu vreau să te las fără serviciu, da? Nu, domnule, nu sunt de la fisc. Zi, așa, zi. Domnule, vreau să-mi aranjați o întâlnire. Ce fel de întâlnire, mă, băiatule? Cu Angelina Jolie, cu cine? Eu aranjez întâlniri de-astea la nivel mai repede cu secții Brăileanca pentru tine. Ia zi. Nu, domnule, nu. Nu. Vreau să-mi aranjați o întâlnire cu parlamentarul pe care l-am ales. Am o vorbă cu el, vreau să-i zic ceva de niște promisiuni electorale. Sunt un simplu alegător. Vreau să domnule, stau... nu. Nu. Așa ceva nu se poate. Cum, domnule, nu se poate? Ce fel de firmă sunteți? Domnule, lasă asta ce... Domnule, fii atent, deci poți să-ți aranjezi să te rogi cu papa de sărbători, braț la braț, așa. Poți să-ți aranjezi peste 2 săptămâni să dormi o noapte în pat între Putin și Trump. Să mor! Dar nu-mi cere să aranjez o întâlnire între un alegător român și parlamentarul lui. Așa ceva nu poate nimeni să facă. Păi și eu ce fac acum? Ai grijă ce votezi, fraiere! Aia faci! Meetingul de aseară a fost necesar. De ce zic asta? Când CSM, când asociațiile profesionale, când toți cei din breaslă zic că acea lege nu e bună, că are multe, foarte multe carențe exact în locurile principale, atunci nu e regulă. Acolo e ceva prost făcut, dacă nu cumva tot. Și mai ales atitudinea trebuie schimbată, pentru că nenea Tudorel are și el niște aroganțe, ceva de speriat. Printre protestatari s-a aflat și fostul premier Dacian Cioloș. N-a lipsit nici fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu. Dacă PSD și ALDE nu consideră că 10.000, 20.000, 30.000 de oameni în stradă nu este prea mult, vă asigur că toate capitalele europene, din păcate, văd acest lucru. Pe bune? Doamna Turcan, doamna Prună?
Protestele au fost un gest civic și au rămas civice. Politicienii nu trebuie să participe. Da, da, nu vă uitați, nu trebuie să participe. La fel cum jurnaliștii n-au ce să caute la proteste. Și nu mă luați cu faze gen, vai, dar politicienii nu sunt și ei cetățeni? Haideți să numim asta principiul separării protestelor în stat. Nu amestecăm, domne, politicieni cu cetățeni. Politicienii protestează în parlament, prin discursuri, prin moțiuni, prin atitudinea politică. Cetățenii protestează în stradă. Terminați cu prosteala asta, că de-aia orice am face nu ne iese democrația cum trebuie. Că tot timpul amestecăm noi lucrurile. România! O, și încă ceva, foarte simplu, PNL-ul, cu cine mai vrea, cu Cioloș, cu oricine, organizați cocoșei, o manifestație, un meeting, asumați-vă, dar n-aveți curaj, nu? Sunteți precum Codrin Ștefănescu de la PSD, care a dat-o din nou aseară, da, că el dacă vrea, dacă cere autorizație, mamă, aduce 1 milion de oameni în stradă. Acest individ, e clar, a pierdut orice contact cu realitatea. Dacă, de exemplu, noi am face mâine o solicitare, cel care ne susțin și ne iubesc, să vină să manifesteze pentru că trebuie să schimbăm legile justiției și să trăim cu abuzurile în țară, am strânge 1 milion de susținători. Bun, de pozi pe alta. Hai, hai, las-o jos, Ștefănescule, că nu mai vin nici 5.000 de oameni dacă organizați voi. Dacă organizați voi partidele, nu vine nimeni. 1.000 de oameni acolo. De ce? Pentru că oamenii nu vă mai cred, mă. Nu vor să mai aibă de-a face cu voi. De-aia și câștigă extremismul teren în lume. Pentru că ați eșuat total voi cu partidele voastre și cu politicile voastre de rahat. Așa că, dragi politicieni, nu mai încercați să vă asociați cu ceva care nu e deloc, dar deloc despre voi. Ba, e chiar împotriva voastră. Mai bine concentrați-vă să îi reprezentați pe oameni cum se cuvine în parlament. În stradă, fiecare se reprezintă pe el însuși, da? Hai, căutați-vă un film sau citiți o carte. Cât timp oamenii sunt în stradă și își fac treaba punând presiune pe putere. Doamne, eu sunt încă în stare de șoc. Voi ați văzut cum a murit acel om la Piața Obor? Avem acolo cam tot ce ține de România de azi. Moartea stupidă, statul slab și o lehamite generală. Fai de mine, incredibil. Cetățeni și medici se uită cum acel om moare. Și ce să vezi, domne, surpriză, chiar a murit. Ăștia nici nu știe ce să-i facă. Acum, adevărul e că nu trebuie să ai studii la Oxford ca să te prinzi imediat că acei doi medici nu știu de capul lor. Iar concluzia vine normal, crudă și sfâșietor de firească. A murit? Cred că a murit. Da, bă, a murit, nu mai respiră. Oameni, așa, a murit, da. A murit. Vine mașina nepregătită. Nu mai respiră. Faptul că primul echipaj de ambulanță nu a defibrilat, nu a efectuat manevrele de resuscitare de bază în mod corect, când acestea trebuie să le știe și un cetățean simplu, nu un asistent și un ambulanțier. Normal că a ridicat mari semne de întrebare. Da, fraților, așa moare omul, atât de simplu. E atât de natural să mori în țara asta, te-ai pus pe jos așa și pac! Fii liniștit, nu te va deranja nimeni, nu-ți va mișca nimeni nici măcar un fir de păr din cap. Dar, deși cam asta e totul, ce poate fi dincolo de viața unui om, totuși adevărata poveste de groază abia acum începe, odată cu întrebările pe care ți le pui. Cine, Doamne, apără și păzește sunt acei medici? Și de ce nu fac nimic? La locul solicitării era deja un echipaj de ambulanță care purta un echipament similar serviciului de ambulanță București-Ilfov. În realitate, echipajul care a aplicat incorrect procedurile de resuscitare este de la o firmă privată. Această firmă privată a făcut obiectul unui control din partea inspectorilor DSU în data de 2 octombrie 2017, când s-a constatat că serviciul privat de ambulanță funcționa fără autorizație. Ce? Cum adică, mă, funcționau fără autorizație? Alo, domnul Arafat, ne spuneți și nouă ceva pe subiectul ăsta, șeful? Ei nu au autorizație până în ziua de astăzi din verificările care le-am făcut.
Se pare că au depus actele pentru autorizație când echipa de la DSU a fost prima dată la ei și n-au găsit pe nimeni, respectiv în 29 septembrie, urmând că în 2 octombrie să revină echipa de la DSU să-i verifice și să-i amendeze cu 15.000 de lei. Nu, 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 vă spun sincer, e dincolo de puterea mea de a înțelege și de a mai suporta statul ăsta imbecil. Deci dacă îți faci un serviciu de ambulanță fără autorizație, iei 15.000 de lei amendă și gata? Nu se închide locul acela? Nu se confiscă mașinile? Nu se fac dosare penale? Deci vin la intervenții de urgență ambulanțe ale unor servicii de urgență care n-au autorizație de funcționare? Alo, 112, aș avea o urgență, dar aș vrea o ambulanță de la o firmă care deține autorizație de funcționare. Da, păi așa trebuie. Voi vă dați seama despre ce vorbim? Ce stat e ăsta? Ce stat e ăsta, mă, care dă o amendă de 15.000 de lei unui serviciu de ambulanță care funcționează, deci funcționează fără autorizație? Alo, tovarășu, am întrebat ceva, nu se aude? E, băieții cu creierașul pofticios la sănătate privată, uitați cam despre asta e vorba. Cum despre asta a fost vorba și la Ekeng, fotbalistul lui Dinamo, mort pe teren. Tot o ambulanță privată și acolo. Incredibil. Să ascultăm încă o dată adevărul despre România și să-l băgăm bine la cap. Da, bă, a murit, nu mai respiră. A murit. Bună seara, bine v-am găsit. Friguț, domne, friguț și azi, dar ce să faci, ce să faci? Trebuie să... Stați în casă, stați în casă, ce vă pasă? Cum, mă, cum să stai în casă când vezi unde a ajuns țara asta? Nu înțeleg, mă, cum stați în casă. Fierbe țara, domne, se zguduie națiunea din temelii, iar voi la televizor, comod, lasă, bă, vedem ce-o fi, dacă e, ieșim și noi mai încolo. Cum să stai, mă, în casă când ăștia distrug țara, nu vedeți? Mă refer la tinerii ăștia care ies în stradă. Hai, mă, să protestăm, hai, mă, să facem praf tot, că așa vrem noi, așa ne place nouă. Mă rog, tineri, ce tineri, că am văzut una era trecută de 70 ca popa. Ăștia suntem pe scandal, să faci gălăgie, să faci marș. De ce să faci, mă, marș? Ce suntem, câini? Marș, auzi, așa am ajuns. Asta cu marșul, cred că o au de la servicii, da, da. Adică serviciile îi vor în stradă, dar să nu stea într-un loc să pună presiune mare. Nu, plimbă-i, nene, plimbă-i ca să risipești energiile. Nu-ți proști, nu-ți proști deloc ăștia care îi plimbă pe protestatari de colo-colo. Ne facem de râs în toată lumea asta, domne. Să se uite toți la noi cum ne certăm toată ziua. Vai de mama noastră, vai de capul nostru cum am ajuns. Noi, fraților, noi românii care eram... Puh, uite așa, eram uniți, eram... Nici nu mai povestesc că mă ia plânsul. Sunt și prăcit, sunt... Și ați văzut pe acești protestatari? Vai de mine, cum să te prezinți, domne, așa la proteste? Cum? Habar n-au, nu știu, bă, pe ce lume trăiesc. Nu știu de ce au ieșit în stradă. Vai de capul lor, domne. România! Trezește-te! România! Trezește-te! Justiție, nu corupție! Justiție, nu corupție! Nu scăpați! Nu scăpați! Nu scăpați! Ce să, o grămadă de cetățeni și niciunul nu știe de capul lui. Ia, 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 ia uite-l pe ăsta, ia uite-l pe ăsta. Ei, hop, băiatul, ia uite aici. Dobrescu vă deranjează de la poliția bine, protestelor. Bine, repede, repede, că trebuie să ajung la Casa Poporului, hai. Da, 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 câteva întrebări, ia să vedem. Casa Poporului, lasă-mă, nu te mai duce la Casa Poporului. Poporul nu e acasă. Fii atent, zi și mie... De ce protestezi azi? Să plece comuniștii! Ciuba roșie! Ia uzi la el, comuniștii! Să plece comuniștii! Ia zi-mi, mătăluță, cum se numește protestul ăsta? Protest împotriva lui Dragnea? Ce drăguț! Nu! Se numește Nu vrem să fim o nație de hoți! Hai, ia dă pancarta, dă steagul.
Dă, du-te, domne, de aici, ești decolantat, da? Gata, mai e ceva pe tine, nu mai e nimic. Hai, du-te în drumul tău. Băi, să vii așa nepregătit, mă, nu se poate, bă, să vă bate joc de țara asta. Înțeleg că tineri, că frumoși, că liberi, nu vrem să fim hoți, bun? Nu vreți, dar învățați, bă, textele. Habarniști, de habarniști care dau din gură și nu fac nimic. M-am săturat, domne, m-am săturat. Ia uite-l și pe ăsta, hei, unde te duci cu metre, stai puțin. De la poliția protestelor Dobrescu cu două întrebări. Da? Mă grăbesc, brei, mă grăbesc. Haide, ne grăbim acum, suntem rău. Prima întrebare. Ce scrie referitor la inspecția judiciară în propunerea legislativă de modificare a legii justiției? Hai, domne, lasă-mă cu de-astea. Da, stai puțin, suntem și arogant acum, de ăsta cu barbă, cum îmi place mie. E ce scrie pe foaia asta ta, mă, băiatul? Stop catastrofire. Ce e asta? Să înțelegi. Stop catastrofire. A, catastrofă. Ești doar idiot. Ia, mai arată. Mai arată, ce mai? Ia să vedem. Dragnea, îți dăm noi hârtie, pix găsești la brutărie. Ce, asta ce e? E curimă, e frumos. E curimă, e... Zi-mi și mie, la ce vârstă, după noua lege, poți să ajungi judecător? Cât durează stagiatura până ce un absolvent de drept poate opta pentru o carieră în magistratură, în procuratură sau în avocatură? Cum vor arăta secțiile de procurori și de judecători din viitorul CSM? A? Nu știi. Păi nu știi, mă. Și dacă nu știi, de ce umbli pe stradă? De ce nu ești acasă să înveți? Dacă nu știi, atunci ce știi? De astea știi tu cu creativi? Uite, mă, creativi aici, uite, hai, decolantarea, du-te, vii la primăvară, băi, n-am văzut așa ceva. Dacă nu știi nimic nici la primăvară, atunci afară, nu mai ai voie la niciun protest. Ia, ia uite-o, mă, și pe aia. Auzi tu, fata cu coadă. E vino cu a. Nu vrei, a? Spune-mi și mie poziția Comisiei de la Veneția în legătură cu abuzul în serviciu. Știi? Nu știi nimic, dar vii la proteste. Vino încoace imediat cu steagul și cu alea. Nu vie, lasă că vin eu după tine dacă nu vă arăt eu, mă, n-auzi. Cum era de așteptat, s-a ajuns la haos în discuțiile despre salarii și contribuții. Voi încerca să fiu foarte clar, cât pot eu de clar, adică mai clar de atât n-am cum. Așadar, guvernul vrea să transfere contribuțiile sociale, adică sănătate și pensii, în totalitate, în sarcina angajatului. Deși ele vor fi reținute în totalitate la sursă, adică vor fi luate de la angajator. Prima întrebare. De ce să le trecem la angajat? De ce mai degrabă să nu fie trecute la angajator? Ce ni se răspunde? Păi e mai bine așa, domne, să fie la angajat ca să știe fiecare cât a cotizat. Poftim? Și dacă sunt trecute la angajator, nu mai știe statul cât a plătit fiecare? Și nici noi, angajații? Haideți, vă rog, fără prosteală de asta. Sindicaliștii de la BNS să învețe matematică. A doua întrebare, scad sau nu scad salariile? Evident ar fi groaznic să scadă, dar aceasta devine deja o întrebare secundară. Deși normal e foarte important ca salariile să nu scadă, dar deja nu mai este vorba despre asta. Cum ziceam, întrebarea e secundară în raport cu probleme mult mai mari. Altă întrebare pentru guvern. Ce se întâmplă dacă peste 3 săptămâni sau peste 3 luni se mărește contribuția la sănătate? Ce fac eu ca angajat? Mă duc la angajator și îi spun: hei, cu metre, știi ce? Trebuie să-mi mărești salariul, tati, că mai am o plată de făcut la stat. E evident că în acel moment îmi va scădea suma pe care o iau în mână, netul. La fel se va întâmpla dacă se va mări contribuția la pensii și tot așa, că statul ăsta, se știe, tot mărește taxele astea. O parte din sindicate a fost, știu eu, foarte vehementă împotriva acestor măsuri, ajungând cu o logică de asta stâmbă, plecând de la o premisă greșită, până la faptul că închidem țara și nu se mai mulțească nici albinele. Iertați, dar deja nu mai suportăm lipsa de argumentație. Altă mare întrebare. Dom'le, vor plăti angajatorii brutul mai mare ca să avem de unde să plătim noi la stat dările care vor fi cu totul la noi, la angajați? Dom'le, probabil cei mai mulți dintre angajatori, da. Știți de ce? Pentru că nu vor vrea conflicte de muncă și pentru că oricum le plăteau, nu? Dar aici, de fapt, altele sunt întrebările adevărate. Vor mări toți?
Sau în acele sectoare în care sunt mulți oameni care stau la coadă să se angajeze, nu cumva angajatorii vor profita de moment ca să-i angajeze pe alții pe salarii mai mici? Vai, aceste cuvinte ne doare. Dar, în caz că n-ați observat, patronatele nu vor nici ele aceste modificări. Pentru că tocmai despre asta este vorba. Creează haos pe piața muncii, creează situații care nu sunt predictibile acum. Și nimeni n-are nevoie de așa ceva. Că aici e buba, fraților. Guvernul nu poate garanta 100%, e foarte importantă asta, 100% că unii oameni nu vor avea de suferit. Ori asta e treaba guvernului în orice stat, să ia măsuri prin care oamenii să nu sufere. Nu poți să zici, eu dau măsura asta, iar dacă nu e ok, o să fie vina altora. Vina cui? A angajatorilor? A angajaților? Nu vedeți, mă, că nu sunteți sănătoși? Când se măresc salariile într-un mod serios, pentru toată lumea, salariul minim este mărit în fiecare an, cash-ul pe care angajatul duce acasă este mai mare, contribuția la pensie va crește de 2,5 ori cel puțin și apar nemulțumiri. Și acum, probabil, marea întrebare. Unde în lumea asta mai găsiți un astfel de model? Vă zic eu că m-am interesat. A existat în Chile, da, în vremea dictaturii tovarășului Pinochet. Atât. Dacă vorbim de Europa de astăzi, vorbim de o Europa socială, adică o Europa solidară, o Europa în care costurile, riscurile, contribuțiile legate de viitor, cum sunt pensiile și șomajul, se împart între muncă și capital, între angajați și angajatori. De ce? Pentru că niciunui angajator nu-i convine să aibă afaceri într-o țară în care la un moment dat se prăbușește sistemul de pensii sau sindicatele ies în stradă, grevă generală. Nu! Investitorii, angajatorii vor stabilitate și predictibilitate. Asta vrea și banul, măria sa banul. Capitalul e tot pe strada asta cu stabilitatea și predictibilitatea. Ei bine, tocmai asta nu asigură aceste modificări pregătite de guvernul Tudose. Faza asta cu scade cu 2 lei, crește cu 3 lei, e una dintre multele probleme și zic eu, nu... Nu v-a plăcut? Nu vă place. Nu știu ce să mai fac. Nu știu de ce să mă apuc. Mă apuc cu mâinile de cap, de ce altceva. Nu se poate, mă, să-ți fure așa pâinea de la gură. Nu se poate să fie atât de nenorociți. Când am interzis ăștia circul cu animale, am zis, gata, băi, ieșim și noi clovnii din foame. De unde? Au scos animalele din circuri și au băgat politicienii la televizor. Păi cum să mă bat eu cu ei când ei au televiziune, au de toate. Sunt invitați peste tot în fiecare seară și... Doamne, Doamne, ce umilință am trăit ieri. Deci petrecere, frumos, o familie cu bani, copii mulți, distracție, femei frumoase, îngrijite, na, mai clătești și tu un ochi la câte o mămică, ce să faci? Astea mai sunt avantajele meseriei. E, nici n-am apucat să umflu 3 baloane că un copil îmi zice: Nenea Clovnu, Nenea Clovnu, trăgea așa de mine. Ia, fă-l pe Tudose. Pe cine, copilaș? Am crezut că n-au bine. Tudose ăsta, am zis că e vreun personaj din desene. Mă gândeam, naiba știe, cu toate desenele care apar în ziua de azi, toate porcăriile planetei. Chiar, paranteză, ce ne au? Poate vă uitați și pe la canalele astea de desene animate. Unele ar trebui închise direct, fără somație. Și zic copiii de la petrecere: nu, Nenea Clovnu, nu, nu-i din desene, e Nenea Tudose de la guvern.
A picat cerul pe mine. A sărit și maică-sa. Da, da, fă-l pe Tudose, nenea Clovnu, și fă-l și pe Dragnea, să râdem și noi. Am explicat de nenumărate ori și la tablă. Am apreciat cu ghilimele de rigoare un protest al unor români susținuți de conducere care doreau autostrăzi, compania externalizând profitul. Super, nu mai merge. Sunt foarte supărat, chiar foarte supărat. Oricum o să le dați și exemple despre cei care n-au plătit până acum niciun leu impozit. Mulțumesc foarte mult. Cum să concurez eu cu ăștia? Degeaba, bă, ziceți că măriți salariile, dar lăsați oamenii fără muncă. Nu vă mai zic, tot la petrecerea asta, după vreo jumătate de oră așa, suflam eu vuvuzele, făceam tumbe, îmi dădeam singur șuturi în fund. Ce vorbești? Au pus la DVD, ce credeți? O ședință de guvern? Râdeau toți de se prăpădeau? Era toată ședința? Nu știu de unde o aveau, nu știu. Am înțeles că un tătic lucra la SRI și s-a ocupat el de distracție pentru petrecerea asta. Eu m-am enervat, știi, m-am mobilizat nițel. Scoteam eșarfe pe nas, înghițeam dopuri de șampanie, săbii, ce vorbe, flăcări toate. Cea mai bună prestație a mea de departe, nimic. Se uitau toți, au venit și bunicii, se uitau la ședința de guvern și se prăpădeau de râs. Se țineau cu mâinile de burtă, domn. Era unul, se tăvălea pe jos, se zvârcolea, ziceai că-i posedat, zicea: uite-l pe Pop, fiți atenți la Pop ce zice acum. El mai văzuse, știi? Și al treilea aici ce este? În ce sens ce este? Din punct de vedere gramatical. Alo? Este esențial însă faptul că greșelile se pot corecta. Erorile nu. Și era anticipat scuze pentru greșelile pe care le-am făcut? E, zice și voi. Ce să mai fac? Ce să mai fac? Mi-am strâns culele, am băgat și eu o felie de tort în buzunar și aia am plecat. Pe de altă parte, oricât aș fi eu de supărat, de nervos, de... trebuie să recunosc că într-adevăr sunt buni ăștia de la guvern. Adică eu, când venea să plâng de ciudă după o carieră de 30 de ani, bă, când i-am văzut megla lui Tudose, să mor, m-a pufnit râsul, nu mă puteam opri. Apoi eram plâns, apoi eram râs. Ai, cu ce s-o ocupa, ce machiaj o folosi, probabil ceva de la Hollywood, domne, altfel nu mi-explic. Crețurile alea ați văzut, nu e, frate, treabă românească. Două spoieli, cum fac eu, gata machiajul, no. Profesioniști, domne, buni, foarte buni. Și când îi vedeai așa, la costum, știi, mamă, ce efect comic. Ei bătuți în cap cu privirile alea goale, vorbind ca mașinile de tocat carne și la costum, știi. Din contrastul ăsta obții, mă, umor de calitate, buni. Foarte bun, nu știu ce oameni au acolo, dar sunt foarte buni. Probabil că au școli de-astea făcute pe afară. Îți dai seama să ai un Cambridge la clovnerie politică? Eu așa, un pârlit, autodidact. N-au avut părinții bani să mă dea la școala de clovni, dar ăștia cu banul pe ei de mici, cu securitatea în spate, cu alea, normal că au învățat de la cei mai mari clovni din lume. Bun, sunt bun, ce să zic. Ia. Alo? Da, da, vă rog, eu sunt clovnul Lache. Petrecere? Unde? În Valea Jiului. Petrila. Cum? Vreți să-i faceți o surpriză unui coleg miner? Să intru în mină? Să-l speriați? Ah, am înțeles. Cât? Transportul, 3 bonuri de masă și 2 beri. Vin, domnule, vin. Nu vreau vin. E bună berea, da. Am zis că voi veni în sensul ăsta. Da, la revedere.
da, ce comenzi de-astea mai am. Iar weekendul viitor m-a chemat unul cu bani, da, e ziua lui Max, Dobermanul lui. Îi place să fugărească clovi, ci că nebunește când îi vede la TV. O să mă duc să mă înhațe ăla puțin de fund, fac și eu 300 de lei, mănânc 2 săptămâni. Domnul Dragnea, domnul Tudose, rușine, domne, să vă fie rușine. Ah, stați puțin. Am lucrat la o chestie zilele astea să vă arăt că, uite, e o treabă, uite, cam așa. Așa. E? E? Nu vă place? Deloc, deloc? Bine. Mă duc să mor atunci. În caz că v-ați întrebat ce naiba tot discutau aseară liderii lui Pește Prăjit, Tudose și Dragnea, nu știau cum să o dea pe asta cu salariile, nu știau cum să o împacheteze, domne. Cum facem, mă? De ce zicem că protestează sindicatele? Parcă îi aud. Șeful, o dăm tot pe aia cu Soros? Nu, 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 e prea mult. Ne trebuie altceva, să mai schimbăm, să mai... Ah, e mâna reptilienilor? Ba, nu merge, nu. Puțin români pun botul la prostia asta. Ah, știu. De fapt, suntem toți dirijați de o civilizație extraterestră. Extratereștrii au scos în stradă pe sindicaliști. Bă, și au stat, ei au sucit-o, iar la final, adică astăzi în ședința de guvern, au scos toată nesimțirea la înaintare. Vă spun care este părerea mea și a unor dintre colegii mei despre inflamarea excesivă a opiniei publice. S-a inflamat după ce guvernul dorește să introducă niște măsuri foarte ferme. În acest sens, s-au inflamat niște multinaționale. Această măsură dorește să împiedice transferul profiturilor din România către alte țări, pentru că această măsură dorește să crească profitul în România. Bravo, Nea Tudose, asta era, mă. Suntem cu toții oamenii multinaționalelor. Felicitări, tocmai ați aruncat cu PSD-ul în ventilator. Mai jenant de atât, nu știu, era doar dacă spuneați că ăia din piață sunt niște miliardari îmbrăcați în haine de oameni simpli. Iar Tudose nu s-a limitat la atât, la această porcărie, nu. A plusat, domne, e jucător. Să fie sigur că îngroapă PSD-ul pentru totdeauna. Tocmai am aflat acum că sunt niște sucursale a unor bănci care au dat liber angajaților pentru a putea participa la meeting-uri din față. Deci sunteți pe drumul cel bun. Dacă băncile sunt nervoase, pe chestia asta eu o felicit. Poate o să plătească și impozite. Vai de mine, Nea Tudose, de mai mare ajutor pentru fraierii ăia de la PNL și de la USR nu puteai să fii. Hai să-ți explic de ce. Odată e chestia asta securistică de care ne-am săturat. Domne, avem informații că, am auzit că, se spune că, știi ceva clar sau mănânci vorba aia. Și apoi fii atent cât de îngrămădit ești. Dacă angajații unei firme, bancă sau nu, ar fi vrut să iasă să protesteze, iar conducerea le-ar fi dat voie, știi ce? Ar fi fost ceva foarte normal. Firma ar fi dat dreptul angajaților să protesteze pentru că pe angajații afectează în primul rând această ordonanță nenorocită. Foarte bine, ce ar fi fost aiurea? A? Aud? Hai stai liniștit, mestecă-ți limba, că n-ai ce să zici. Minciuna e mare, e mai mare decât Tudose cu Mișa în cârcă. În primul rând, ce legătură este între transferul contribuțiilor sociale și reglementările exportării profitului? Oamenii au cerut să fie scos transferul de contribuții, atât! Bă, și totuși, cât de jegos să fii ca într-o ședință de guvern să spui că angajații au ieșit în stradă pentru ca patronii de bănci multinaționale să-și exporte pe mai departe profitul. Bă, este incredibil de jenant, e descalificant, e penibil. Și alte măsuri
pe care noi considerăm că e bine să le luăm, ca să nu mai fie deductibil tot profitul. Adică să avem și noi niște bani din care să facem educație, sănătate și infrastructură. În al doilea rând, de ce astfel de măsuri care schimbă cu totul viața oamenilor se dau prin ordonanță de urgență? De ce nu sunt discutate pe larg în Parlament, mă, punct cu punct, virgulă cu virgulă? Ce e asta, prosteala asta cu urgența? Și încă o chestie, de ce suntem forțați să-l vedem pe acest individ? Sunt primul care a inițiat controle în sistemul bancar. Doamne, ia uite-l pe ăsta. Băi, băiatule, alo, alo! Sunt primul care a inițiat controle la companii multinaționale. Domnul Mișa, Nino, Nino, trezește-te, mă, nu e despre tine. E despre noi, despre oameni. Alo! Sunt primul care a reușit cu o echipă de profesioniști să aducă sute de milioane de euro de la o singură companie în urma unui control fiscal. Da, mă, tu, Mișa, haiducul care s-a luptat cu exploatatorii, Robin Hood de Balta Albă, nu e despre tine, băi, băiatule, aici, e despre popor, despre noi toți. Nu știu, de ce suntem forțați să ne uităm la băieții ăștia cum ne mint cu atâta nerușinare? Și vă rog, atenție, iată-i cât sunt ei de pentru oameni și aproape de popor. Băi, cap de gumă de șters. De ce naiba micșorezi impozitul pe venit pentru toți dacă vrei să-i ajuți pe cei cu venituri mici? De ce naiba micșorezi impozitul pe dividende, pe chirii? De ce nu micșorezi la cei care cu adevărat ar avea nevoie de aceste micșorări? Să zicem la cei cu venituri sub 2.000 de lei sau sub 3.000 de lei. Hai că și eu sunt mai tâmpit decât voi. De parcă pe voi v-a preocupat o secundă treaba asta. Ei, Ionele, Ionelule, nu mai bea, băiatule. Ionel, Ionelule, ce face băieții? Zgârie pereții? A? Muncim, bă, muncim cu drag și spor, mai ales acum că ne-a crescut domnul Dragnea salariile, aoleo. Acum am prins eu de ce îl voiau ăștia scos pe domnul Dragnea din joc. Păi da, el voia să ne mărească salariile, iar ăștia statul paralel, mă înțelegi? Nici să n-audă. N-am văzut eu la televizor, păi da. Ia, ia, buclesc că mă sună cineva, vă rog frumos, ia. Da! Da, eu sunt Mirel, așa. Este agentul meu de turism, mi-am luat și eu o vacanță, da. Cum? 3 zile Barcelona? Nu, mă, băi, te rog, nu veni, mă, cu d-astea la mine. La Barcelona să mă frec acolo de toți săracii, de... E gălăgie, băi, e nebunie, demonstrații, atentate. Vreau, mă, și eu ceva frumos, undeva, bă, să fie cald, o insulă de-asta, o săptămână, ceva exotic, mă. Da, mă, exact, exotic vreau, cu niște... ia uite ce bucată, stai un pic, stai liniștit. Alo? Ce face păpușa? Stai, mă, un pic că sunt. Vrei să mergem până la mine, drăguță, să-ți arăt ce diagonală am în dormitor? 170 de inși, iubita! Ai mai văzut așa? Rate frumos că avem de unde acum. Păi nu ne-a dat nouă domnul Dragnea. Psst, am și apă caldă, da? Dăm apometrele peste cap, nebuno! Treaba ta, nu știi ce pierzi. Da, scuze. Lasă-mă, n-avea tu grijă la bani, tu găsește ceva frumos acolo, insulă liniștit cu berea la botul calului, să mă gâdile și pe mine delfinii la tâl, bă. Da, hai, gata, că am treabă, haide, du-te, că acum vine revelionul, păi da. Na, cu salariul ăsta mărit, acum ne pregătim, bă, de ceva frumos. Ia, ia că mă sună ăștia de la firma de leasing. Alo? Da, eu sunt domnul Mirel. Așa, așa ziceți. Nu, 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 eu cred că n-ați înțeles. Bă, dacă voiam ceva la 13-14.000 de euro, mergeam și luam cu banii jos. Deci, vă rog eu, ceva superior, da? Ca să zic așa. Mașină de teren, domne, dotări, scaune încălzite, că destul mi-a înghețat curul pe schele toată viața. Băi, acum când să măresc salariile, eu tot așa să tragă sărăcie, nu nenică. Hai, ne concentrăm și noi mai cu talent, da? Aștept să mă sunați.
Auzi, mă, motor de 1-2, o chichineață de-asta să gâfâie ca Dobrescu de la personal după 3 pachete de țigări. Ah, chiar. Ia să sur eu, bă, la doamna Vica de la salarii. Să văd cât îmi vine leafa asta mărită de luna viitoare. Păi da. Alo? Să rămână, ce face doamna Vica? Tot așa, tânără și frumoasă și de vreme acasă. Da. Deci, doamna Vica, spuneți-mi și mie, vă rog, exact cu cât îmi crește salariul ăsta, doamnă, că tocmai îmi făceam niște calcule, eu zic așa, 500-600 de euro, dar nu-mi dau seama exact. Așa? Așa? Da, eu, Mirel, asta. Doi? Doi în sensul 2000 de euro sau lei? Ce lei? 2000 de lei? Doi? 2 lei? Cum 2 lei? Vicu, nu te juca cu mine, Vicu. Cum? La alții le-a scăzut? Aolo. Aolo. La ăia de la IT și... Și cu ea mai scăzut? Lu Vasilescu! Ce prost un aibii să vezi ce mișto fac de el. Bine, bine, doamna Vica, să rămână, vin cu un buchet de flori, păi da? E bine și așa. Dați puțin că... Alo? Deci, domne, fii atent aici, da? Nu-mi trebuie mie o săptămână la căldură, bă, să mă bată toată ziua soarele în cap, să fac cam de-asta la piele cu dermatită și cu... Ce delfin, domne? Delfinii cică-s mai răi decât rechinii. Nimic, nicio insulă exotică, nu? Vreau ceva frumos, bă, așa... O zi jumate, cred că Olănești, așa, în zona aia ar fi perfect. Stau acum să mă plimb în toată lumea, mă, mai mult obosesc, da, și cu atentatele astea teroriste, n-ai văzut ceva, Olănești, o margaretă jumate, da, frumos, corespunzător, ai dracu, auzi la ei, Bahamas, ca să dăm bani la străini, mă, să nu mai stimulăm și noi economia noastră, ai noștri să moară de foame, nu dăm bani la străini. Ia să-l iau și pe ăsta de la leasing, că... Alo? Băi, ție nu ți-e rușine, mă? Păi mie mașină îmi trebuie, mă, acum să stau toată ziua în trafic ca nebunul, în loc să fac și eu puțină mișcare, să respir și eu niște aer curat, să mă dezmorțesc, să dai pe asigurări, dai pe benzină, să stau toată ziua să caut loc de parcare până... Nu vă e, mă, rușine? Nu-mi trebuie, mă, mașină, merg pe jos, da? E, ia uite, bă, frate, asta îmi trebuie mie acum. Jeane! Băi, Jeanele, băi! Ei! Ce faci, mă? Ți-a scăzut salariul? Ce, mă? A crescut, mă! A, ți-a crescut cu cât? Este, mă, 2 lei! 2 lei, mă! Super, și mie la fel! Auzi, știi ce înseamnă asta? Înseamnă 2 lei ai tăi, cu 2 lei ai mei, înseamnă 4 lei, băi! La Colț, la Nealucică, o bere mare la 2 litri! Luăm o pauză acum? Hă? Hai, mă, luăm o pauză acum! Hai, mă! Haide, tată, băi, da! Nu erau deloc, domne, nu erau deloc. Păi, da, să zicem mersi că nu ne-au scăzut salariile. Nu e... Bun, domnul Dragnea, domne, foarte bun, de-aia l-am și votat. A găsit el, domne, până la urmă o soluție să nu pierdem la leafă, vezi? Nu înțeleg de ce îl înjură lumea, nu înțeleg. Lumea era, domne.